În sezonul estival, produsele care ne protejează de soare ar trebui să nu ne lipsească. Fie că mergem la mare, la piscină sau chiar pe stradă, este bine să ne protejăm pielea de razele nocive ale soarelui. În caz contrar, riscăm să ne alegem cu arsuri grave sau cu alte efecte adverse. Totdeauna trebuie, în momentul în care ne expunem la soare, să folosim o cremă de protecție. Înainte, chiar ne putem da cu ea de acasă, deci nu așteptăm să mergem direct la piscină, ci ne dăm cu ea de acasă, cam cu o oră, două înainte. După aceea, chiar și după fiecare baie, se aplică produsul și în funcție de tipul de piele. Cei mai expuși radiațiilor solare sunt copiii. Specialiștii spun că părinții ar trebui să îi protejeze pe cei mici cu creme de protecție cu factor 50 înainte de a-i duce la plimbare în parc sau la joacă. Copiii sunt cei mai expuși pentru că ei au pielea foarte sensibilă și stau și foarte mult la joacă, pe topogane, în apă, iar cei care stau foarte mult în apă, suprafața pe reflectă razele ultraviolete și automat expunerea crește. Medicii ne recomandă să nu ne expunem la soare la orele amiezii, iar în cazul în care nu putem evita acest lucru, să ne acoperim pielea cu haine și pălării. Cea mai bună protecție împotriva cancerului de piele o oferă însă antioxidanții naturali din fructele și legumele proaspete, care nu ar trebui să lipsească de pe masa noastră.